Da, băi, salutare și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Astăzi avem Mad Runner Mobile, mă băieți, așa că dacă vă place și vreți o serie cu acest joc, nu este să apăsați acolo pe butonul de like, mă băieți, să văd acolo suportul vostru și o să vă arăt cum o să-l instalați, mă băieți, cum o să-l instalați. O să vă arăt eu acolo cum îl instalați, tot ce trebuie. Așa că da, mă băieți, apăsați acolo pe butonul de like. Rupeți acolo butonul de like, poate luăm și APK, dar deocamdată l-am instalat așa, parțial, preventiv. Să văd dacă vă place, deci dacă vă susținere la acest clip, vom mai face. Așa că, da, prima impresie este, l-am făcut eu tutorialul, dar nu este mare chestie, așa că, da. Hai să vedem la missions ce avem. Avem mai multe mape, tot. Eu știu jocul mai de mult. Hai să vedem, hai să-i dăm aici la start. Și, bă, la grafic este super pentru un joc, pentru mobil este super, chiar dacă nu este ca cel pentru calculator, dar este super. Cum am spus, o să, dacă vă susținere la acest clip, o să mai facem. Așa că uitați cât de bine se mișcă, la grafică super tare, bă, super. Mie chiar îmi place. Ia stați așa să vedem. Da, nu este mare chestie aici. Avem acest camion naș. Hai să mergem la semi-trailer, cred că. Ia să vedem. Ia stați așa, un băieț, că nu știu, nu prea știu mapa și chestii, nu mai știu, nu m-am mai jucat de mult. Și poate s-au mai dat niște update-uri, ceva. Așa că am pus și checkpoint frumos. Hai, deci este exact ca pe calculator, uitați-vă. Hai să dăm și asta, ulea, mai încet. Poate e, nu. Te-am sperat alea acolo. Hai să scoatem parcare, hai să-i dăm. Da, mă, băieți, este exact ca pe PC, mă, băieți. Numai că are controle. Atât și controlul este un pic ciudățel, dar este ok, mă, băieți. Chiar se mișcă bine jocul. Interesant, mie chiar îmi place. Sper să văd acolo suport la acest clip. Dacă, cum am spus, dacă văd multe like-uri, dacă văd 200 de like-uri măcar la acest clip, o să vă arăt data viitoare cum să-l instalați. Poate ne facem și o serie cu acest joculeț. Nu vă speriați, nu ne lăsăm de seara de car parking. Haide. Hai da, mă, băieți. Bun, deci este la momentul actual cel mai realistic joc pe telefon. Bun, hai să iau pe aici unde ce să iau până mol când poți să iau frumos pe drum. Cum am spus, eu m-am mai jucat pe PC acest joc. Bine, piratat, vă dați seama. Ca orice om, ca orice român. Șansa este să-i dăm o șansă și pe telefon. Cum am spus, dacă văd acolo suport la acest clip, o să mă fac, cum am spus, un episod în care puteți să luați cu APK. Așa că apăsați acolo, cum am spus, pe butonul de like. Abonați-vă dacă sunteți noi. Tot ce trebuie, știți regulile. Mamă, de unde, ce să că la prima vedere e bun drumul, dar când sapi în el, nu mai e bun. Sper să nu se audă tare sau așa. Mamă, avem remorcă, mâncați ești gura ta, cât ai mai containerul avem. Hai da, ce să ieși cu asta, mâncați ești gura ta. Ia stați așa, mă, să dăm cu așa frumos cu întâia. Bun. Haide, mă, o dată, mă. Da, deci dacă fără remorcă este greu. Da, deci e fain jocul. Uitați-vă și voi. Apare acolo cum trage aer în radiator. Băi, interesant jocul, interesant. Bă, am cuplat, mă, remorca? Este așa. Cred că n-am cuplat remorca. Aoleu, nu prea știu să cuplez remorca, mă, băieți. Cum am spus, nu m-am mai jucat de mult, bă, dar sper să nu sap acolo, ca să mă las în jos, să nu mai pot să mai cuplez deloc. Hai să dăm așa frumos în spate. Bă, da, pe bune, bă, că asta e execrabilă, mă, remorca asta. Nu vrea să se cupleze, mă. Uite-te și tu, frate, uite-te și tu, mă. Poftim cultură, na. Poftim cultură, na. Da, până ne învățăm un pic cu jocul, o să mai dureze. Așa că, da. Hai, da, mă, o dată, mă.
Da, sper, cred că s-a lăsat remorca în mol. Hai, da, mă. Da, să vedeți când ne sap acum aici. Da, mă, când ne-a săpat acolo remorca, mamă. Nu cred că o să cuplăm remorca, mă, băieți. Hai că am început bine. Bă, da, ce ar fi să mergem noi după vehicule, cel mai probabil, cel mai bine ar fi. Pentru că dacă facem așa misiuni cu remorca și ăștia, nu prea este așa. Dacă vreți o serie, nu o să băgăm moda pe caul deocamdată, dar dacă nu, putem face serie și cu moda pe ca să știți. Haideți, mă, mai bine, haideți așa. Că văd că remorca asta nu vrea să se cupleze. Haideți să mergem după alte mașini. Hai să dăm așa pe asta, bun, 1 plus. Și să-i dăm așa cu antăia frumos. Nice. O să încerc să nu mai intru pe unde am umblat, să intru așa. Să nu intru, mamă, ce ai, mă, că rămâi aici în roaiele astea. Cum am spus, eu știu cât de cât din mapă, așa că, da. De ce să nu recunoaște, mamă, dar uite-te și tu cum trage aer. Da, băi, interesant jocul, chiar nu mă așteptam la asta. Mie mi l-a zis Mihai, pentru că eu nu știam că există Mad Runner pe telefon. De vreo 5 luni există. Și eu chiar nu știam. Adică mă găp automat. Bun. Nice. Bă, atât că n-avem cameră de interior. În rest, e totul ok. Totul ok. Nice. Bun. Bă, cum am spus, este la momentul actual cel mai realistic joc pe telefon cu off-road. Și chiar developerii original l-au scos, așa că, da. Cum am spus, dacă văd acolo suport, like-uri, 200 de like-uri dacă vedem acolo la clipul ăsta, o să vă învăț cum băgați mod APK pe jocul ăsta, să aveți tot gratis, DLC-urile, tot, mamă, dar ce lag avem de la apă. Dar uitați-vă și voi, reflexe în apă, tot ce trebuie, uitați-vă și voi, na. Deci uitați-vă și voi ce, mamă. Deci, bă, e realistic rău de tot. Chiar îmi place. Haideți, mă, băieți, să-i dăm. Hai să mergem pe aici, să vedem te găsim. Uaile, hai că nu am dat daună dacă e. The nice. Hai să-i dăm, băieți. Cu capul tractoraș. Bă, na, e interesant jocul. Am ce zice. Așa că, da. Hai, poate găsim și o mașiniță pe aici. Da, deci mapa asta cred că e mai mult cu asfalt. Așa că, da. Na, hai că vedem noi până la urmă. A, aici e capătul hărții, bă. Păi, dar ce am făcut, mă, că nu e bine. Da, mă, băieți, deci și psihicile sunt reale rău de tot. What the fuck? Lăsă-mă, mă, în pace. Pentru că eu vreau să mă duc, uite... Asta zice să mă duc acolo. Da, nu cred că... Ia stați așa, mă, băieți. Ia stați așa. Dăm... Ia... Achievement. Mare chestie nu avem, voi să știți. Deci... n-aș fac că n-avem online. Pentru că ar fi mers acolo un convoi cu voi. Dar... ne mulțumim și cu atâta, mă, băieți. Nu este nici măcar un mod sau așa, să ziceți. Este... De la developerul real. Ia, avem aici mașini. Da, deci avem aici mașini. Astea sunt din DLC. Le știu, mașinile astea le știu. Hai să luăm așa. 6x6-le. Ăsta îl înlocuim cu ăsta și ăsta îl înlocuim cu ăsta. Bun. Island. Da, deci, de ăsta, asta o știu în mapa. Și ăsta îl înlocuim cu ăsta, ăsta cu 8-8-ul. Ăsta. Și pe ăsta îl înlocuim cu ăsta și dăm start. Track balance points, what the fuck? Cred că doar de 3 stele avem, avem dreptul. Ia. Yeah. Oh, cred că nu avem acces la 8-8-ul ăla. În fine, mă, băieți, hai să vedem acum ce putem găsi pe această minunăție de mapă.
Și da. Ia. 90%. Haideți, haide jocule. Haide cu noi. Să se încarce. Da. Ia. Astea nu ne interesează mare chestie. Bă, interesant jocul. Mamă! Cum se aude? Wiley, cum se aude jocul ăsta? Mamă, mamă. Putem să instalăm așa. Medium log trailer. Short log trailer. Hai să instalăm ăsta cu... Ba, nu, 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 nu. Uninstall trailer. Asta este bună mașina. Știu cum am spus, știu mapa. Hai să vedem dacă sunt locați. Lamborghini. Hai să mergem la mașinile astea să le descoperim. Haideți. Haideți, mă băieți. Da, deci, cum am spus, știu mapa. Asta o știu. Asta chiar o știu mapa. Divlog. Ia. All-wheel drive. Hai că am dat pe all-wheel drive. Consumă mai mult pe all-wheel drive. Dar e bine și așa. Ia uitați. Bam, bam, bam. Bun. Nice-ulică, nice-ulică. Hai să vedem. Da, deci este dita mai, dita mai mastodonta de mașină. Da, deci este ciudat controlul mașinii, mașinilor. Da, deci scoate un fum, da. Cred că e diesel, dacă nu mă înșel. Da, deci uitați-vă și cum face camera, deci... Da, este chiar Mudrunner-ul oficial, mă băieți. Dacă cumva nu ați știut, să veți ști de acum încolo, pentru că vom face, dacă nu, o serie, dacă vă suport, suport, cum v-am spus, la acest clip. Deși la multe altele, așa că dacă ar fi să vă placă, o să postăm un clip de Mudrunner azi și unul de, unul de car parking mâine. Și unul așa, unul așa, știți? Și așa postăm și car parking și Mudrunner. Așa că, bă, poate să lanseze ăștia SnowRunner. Chiar ar fi fain dacă ar lansa SnowRunner pe telefon. Bă, da, eu cred că am luat o strâmbă pe aici. Da, am luat o strâmbă, nu e bine. Da, nu e bine. Să-mi fie rușine. Hai să o luăm frumos pe aici, prin pădurice. Pentru că mașinile astea sunt ascunse. Oricum, jocul e destul de vechiuț, dar este mișto. Mișto, mișto. Chiar și atât de vechiuț, atât de mișto e. Hai să vedem ce mașini găsim pe aici. O, am găsit unul la fel ca ăsta. Astea le știam unde sunt. Astea le știam. Așa. Ăsta l-am alocat. Aoleu, ce damage am dat. Aileu. Și vom merge cu mașina aia la garaj, pentru că na. Bun, B6 unlocked. Hai să mergem frumos, bam. Ne-am mutat în mașina asta. Hai să punem motorul. Bă, mașina asta știu că e bună. Bă, e bună mașina asta, știu. Acum nu știu dacă e și în... Hai să dăm all-wheel drive. Și nici nu consumă mult. Asta e mișto. Că nici nu consumă mult mașina asta. Hai să mergem înapoi la garaj. Să mergem înapoi la garaj, să-i scoatem prostiile astea din spate. Bun. Hai da, mă, nene, mă, haide cu noi. Bun, hai să mergem înapoi la garaj. Hai să mergem înapoi la garaj, mă, băieți. Să scoatem cutia asta din spate, prelata asta din spate. Aoleu. Este ciudată și movement-ul la cameră. Mamă, mamă. Așa. Hai să vedem pe unde ne băgăm. Pe drum, să ajungem pe drum. Cred că pe aici. Bun, să ajungem la garajelul nostru. Da, mă, băieți. Interesant, sincer. Chiar interesant. Uitați-vă și voi câte psihici reale are jocul ăsta. Mișto rău de tot jocul. Chiar îmi place. Chiar m-am intrat în laștină, mâncava și gura voastră. Țaileu. Să mă duc aici. Să ajung în drumul principal, cum ar veni. Da, interesant. Interesant jocul. Hai să ne băgăm pe drum.
Ai, e așa, mă, băieți, e așa. Așa, frate, virează și mai greu. Ce puii mei. Dai. Dăm un claxon să sperie ciurile. Da, deci uitați vă cum se balansează prelata acolo. Dacă vă uitați atent. Da, nu trebuia să aleg eu mașinicța aia mică. Bun, hai să scoatem prostiile astea de pe mașină. Uninstall. Uninstall. Yes. Bun. Păi da, vezi, cam ăsta a fost clipul. Nu vreau să-l fac prea lung, pentru că na. Nu prea e bine să faci nici prea lung. Dacă v-a plăcut acest clip, băieți, nu ezitați acolo să apăsați pe butonul de like să văd și eu cât mai mult suport la acest clip. Hai să văd și unde oprez motorul. Pot să-l opresc? Nu cred. Cum am spus, dacă mai vreți, dacă vreți să facem un mod APK, gen să vă dau link de la mod APK pentru jocul ăsta, nu ezitați să apăsați acolo pe butonul de like. Rupeți butonul de like să facem 200 de like-uri. Dacă facem 200 de like-uri, vom mai posta, așa că, cum am spus, apăsați acolo pe butonul de like să văd cât mai mult suport dacă vreți să facem o serie cu jocul ăsta. Așa că eu am fost The Gramp și o să ne reauzim data viitoare, mă băieți, la următorul clip. Pa, pa!